Bună ziua sau bună seara la toți, depinde când o să vedeți video-ul. Așa, azi am să-mi fac un tort cu cacao, pe bază de cacao, pe bază de ciocolată, să zicem așa. O să folosesc Nutella, Sheridan's, Oreo, cacao. Am luat niște granule de migdale pentru decorări sau o să mă gândesc, probabil o să-l bag în mascarpone. Niște Ferrero Rocher pentru decorație și niște glazură din asta de topping glazură. Așa. Aici am făcut deja, am preparat deja pentru blat și am să vă zic ce am pus în blat. În castronul ăsta avem 10 linguri de făină și vreo 3-4 de cacao, un plic de praf de copt. Eu am pus un praf de copt din ăsta. Acum vedeți și voi ce praf de copt aveți. În aștia 10, că eu de obicei îl fac cu 10 ouă. Deci tortul îl fac cu 10 ouă, să știți rețeta de 10 ouă. În bolul cu gălbenușuri am pus 10 linguri, era rețeta, l-am făcut cu 9 pentru că nu-mi place foarte dulce. Deci am pus 9 linguri de zahăr, 2 linguri de ulei și 8 linguri de apă, ca să iese un pic mai lichid. Așa, și în castronul cu... foarte fain. În castronul cu albușuri am pus doar o lingură de zahăr și un pic de sare. Așa. Acum chestia e că astea toate trei trebuie să le mestec aici, adică astea două trebuie să le mestec aici. Trebuie să văd unde să pun telefonul ca să pot să vedeți cum le mestec. Așa, și după aia o să le pun în tăvile astea și le băgăm frumos la cuptor. Hai să preparăm și după aia vedem cum facem. Așa, am reușit să pun stativul ăsta. Acum, hai să punem astea, să le amestecăm toate aici. O să le pun în castronul ăsta că e mai mare și după aia să nu am surpriza să-mi iese pe afară. Așa. Mestecăm bine aici, adică mestecăm, nu mestecăm, încercăm să luăm tot pe castron și să facem cât mai ok. Și atenție, aici amestecați cu paleta, deci nu cu mixerul. Pentru mixer folosiți, adică pentru mixer, pentru albușuri și gălbenușuri folosiți mixerul, dar pentru asta folosiți doar o paletă și mestecați încet cu paleta. Așa, până când vedeți că toată compoziția cât de cât e acceptabilă. Vedeți și voi aici cum fac în video și dacă vreți să vă faceți tort, vă cumpărați produse și eventual vă faceți și voi dacă aveți poftă sau vreți un tort, eu știu. Bine, poți să-l faci cu altceva, poți să-l faci și cu fructe dacă vrei. Bine, blatul e același. Dacă vrei, nu pui cacao. Dar blatul cam aceeași compoziție, na, tot din 10 ouă, tot aceeași, uite, cât de cât îi dă culoare, începe să-și ia formă, așa. Ok. Foarte bună. Și acum încet, încet o să luați frișcă. Stai, frișcă, adică, da, e frișcă din albușurile de ou. Așa. Și încet, încet o amestecați aici. Tot așa. Puneți încet, un pic, un pic. Și tot amestecați. O să amestec aici. Și când sunt gata, revenim cu produsul ca să le punem în tavă pentru cuptor. Ok, am revenit. Am amestecat foarte fain aștia până când m-a dat culoarea asta. Și acum va trebui să le punem în tavă. Am să dau cu spray-ul ăsta pentru, cum v-am zis, pentru să nu mi se lipească blatul pe tavă. Așa. Dar dacă nu aveți spray din ăsta, puteți să dați și cu făină sau cred că cu ulei, probabil o să meargă
Dar dacă găsiți la supermarket spray, eu zic să luați, că uite, e foarte practic, e foarte fain și sincer chiar se desprinde foarte lejer, nu se rupe aluatul, deci e foarte, foarte fain. Sunt mulțumit de el, deci ăsta îi, cam așa. Stai să vă se vede? Da. Ok. Acum o să le punem în tigaie, stai să aprind și cuptorul, numai bine se încălzește. Încă ceva, nu uitați că... Așa. Nu uitați cuptorul, cuptorul trebuie să vină undeva la vreo 180 de grade. 180-190 de grade, timp de vreo, eu știu, vreo 25 de minute. E principal să verificați blatul, din când în când să nu fie, adică vedeți dacă e lipicios partea de sus, îl împungeți și voi cu o furculiță. Aici le punem cât de cât la ochi să fie egale. Ne uităm așa frumos la ochiul nostru de vopsitor. Să vedem dacă sunt ok. Ok, mai punem și puțin aici. Și cam asta e treaba. Le lăsăm între timp ce noi băgăm aștia la cuptor și ele se fac. Numai bine avem timp să preparăm crema cu mascarpone și compoziția, să zicem așa, crema tortului. O să bag aștia la cuptor și o să revin din nou, mamă, ce am oprit, deci o să revin din nou cu crema, cum o facem. Așa, acum o să facem mascarponele. Am pus 500 de grame de mascarpone și 3-4 linguri de Nutella. Și aici am pus niște biscuiți Oreo, un pic așa măcinat, dar o să-i macin mai bine cu mixerul, să iese așa o pastă foarte faină. Și aici o să punem 200 de grame, 200 ml de frișcă, o să o batem și o să o adăugăm aici. Am să le mixez. Am să le mixez și după aia o să vă arăt cum trebuie să fie. Revenim după. Deci cam așa arată crema. Am pus și niște migdale măcinate. Așa. E foarte, foarte ok. Biscuiții oricum s-au măcinat pentru că i-am dat câteva ciocane cu mixerul ăsta. Așa. Și faza e că chestia care e că trebuia să pun zahăr vanilat aici în cremă, dar nu am mai pus pentru că deci e destul de dulce. Nu mai trebuie să pun zahăr pentru că biscuiții deja au avut zahăr și Nutella, deci nu mai punem zahăr. Acum o să scoatem așa. Blaturile sunt deja gata, o să le lăsăm încă puțin în cuptor. După care o să le tăiem și o să punem crema. Cam asta e ideea. Ok, am terminat și cu blaturile. Am făcut și crema. Așa, cu biscuiți, Nutella și mascarpone. Aici am cumpărat din asta, op, 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 așa, că pică. Am cumpărat un din asta pentru torturi, cu balamau special. Și așa să-l închid, că după o să pun crema în el. Asta e ok, nu mi-are bine, dar e ok. Așa, am să-l pun aici. Blatul, frumos, uite aici. Beton. Foarte fain. Chestia e că vreau să-l tai. Vreau să-l tai, să le tai toate, adică toate blaturile, că sunt două, nu sunt așa multe. Vreau să le tai în două. Hai să le tăiem în două și vedem.
Am tăiat frumos blaturile în patru, așa, și acum vreau să însiropez blaturile cu sheritans și între blaturi pun crema. Deci o să fie 3 straturi de cremă, 4 blaturi, perfect. Însiropăm frumos blatul și după aia o să punem crema. Așa, deci l-am însiropat frumos, am pus toată crema, 3 straturi de cremă, am pus asta, acum va trebui să-l punem la frigider vreo câteva ore, adică câteva ore mâine dimineață, că acum e deja seară, mâine dimineață o să-l scot și o să-l decorez. Și acum o să am despălat toate blidele astea și farfurile și tăvile. Deci îl băgăm la frigider și mâine îl decorăm, adică imediat. După câteva ore am scos tortul de la frigider, au avut timp așa să se relaxeze și aici am făcut pentru decorare o cremă, adică o cremă, da, să-i spunem așa, am folosit o frișcă, hai să zicem 300 de grame de frișcă, eu acolo am 200 de grame, 200 de mililitri și am mai folosit, deci puneți cam 300 de mililitri de frișcă, cacao vreo 3-4 linguri și am pus și 2 linguri de Nutella să-mi dea așa și gust și un pic culoare mai faină și am lăsat și un pic de frișcă albă ca să-i pot să-i dau în anumite părți cu alb, așa să ideile mele așa nebune, așa o să folosim un topping după aia, niște Ferrero Rocher și am luat niște granule din astea așa de ciocolată cred că sau nu știu ce îs. Așa. Acum o să-l decorăm și hai să vedem cum procedează. Deci tortul e cam așa. Exact. Făinuc. Deci hai să-l decorăm și vedem cum iese. Așa, și acum pentru final adăugăm toppingul ăsta, așa frumos. Așa, mai punem un pic și aici. Cam așa arată. L-am făcut nebuneală, uișit. Deci, acum îl băgăm un pic la frigider să se întărească toppingul ăsta și după aia îl gustăm să vedem ce a ieșit. Să vedem cât e de bun sau cât e de nasol. L-am scos și de la frigider după vreo o oră, cam așa, jumătate de oră. Și să vedem cum arată. L-am tăiat o felie. Cam așa îi. Și acum hai să-l gustăm, să vedem cum îi. E foarte bun.
E foarte bun și gustul ăla de migdale e senzațional. Încercați să-l faceți și vedeți cum vă iese și vouă. Chiar îmi place, e delicios. Vă salut și ne auzim data viitoare când o să mai fac un tort, eu știu, nu știu când.